fața lui Dumnezeu nu putem umbla cu jumătăți de măsură. Jumătățile de măsură le găsim în necazurile zilelor de astăzi, când noi credem că l-am mințit pe Dumnezeu, dar de fapt ne mințim chiar pe noi, că Dumnezeu nu se lasă mințit niciodată și plătim fiecare greșeală, oricât de mic ar fi, atunci când îl supărăm sau îl scoatem din sărite. Ioan Botezătorul boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței întru iertarea păcatelor. Ieșeau de la el tot ținutul iudeii și cei din Ierusalim se botezau de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Povestea mărturisirii păcatelor este valabilă și până astăzi, sau de astăzi și până atunci, prin faptul că orice păcat trebuie dezlegat, să nu rămână asupra noastră, iar de aceea aici nu o să stau să vă fac teologia duhovnicului. Duhovnicul este cel pe care ți-l alegi. Duhovnicul este cel pe care ți-l meriți. Duhovnicul este cel pe care ți-l cauți sau duhovnicul este cel pe care îl prețuiești sau îl asculți. Duhovnicul nu te poate face bun, tu te faci bun. Duhovnicul nu te poate face rău, tu te faci rău. Duhovnicul nu te poate face perfect, tu îl perfecționezi pe duhovnic. Și dacă e, amândoi odată cresc în duh, el povățuindu-te în frica lui Dumnezeu și tu împlinind legea în poruncile lui Dumnezeu. Pentru că degeaba ai duhovnic sporit dacă nu ai tu fapte cinstite. Degeaba ai duhovnic etichetat dacă faptele tale sunt fără standard. În momentul în care îi să observi, sau dacă vreți să ne uităm în jurul nostru și astăzi, vom găsi tipologia, sau dacă vreți, vom găsi metodica de a alerga ca la o reclamă, să spunem de multe ori, la ideea de duhovnic. Orice preot din orice parohie, indiferent unde a fost numit de episcopul său, are investirea tainei duhovnicii, adică a dezlegării și iertării păcatelor, poate dezlega un păcat. În momentul în care ai făcut o curânduială și cu credință, ea lucrează asupra ta ca și cum ai făcut-o la cel mai mare duhovnic. Ei, Ioan Botezătorul la vremea aceea era considerat un pusnic sfânt, un profet venit de la Dumnezeu, propovăduia mai categoric problema mântuirii prin faptul că se trecuse printr-o etapă puțin murdară. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vom găsi că pe la 600 înainte de Hristos, Iosia a fost nevoit să centralizeze cultul la Ierusalim pentru că se împânzise altarele Domnului și se împrăștiase poporul lui Israel peste tot. Dar ce făceau oamenii? Nu mai aveau o noțiune de normă, noi numim astăzi tipic. Deci, vedeți, dacă vă duceți în toată lumea creștină, veți găsi aceeași rânduială bisericească care se ține în sărbătorile mari sau în praznicele împărătești, conform unui studiu de comun acord a celor ce studiază problema ritualurilor în biserică sau a cultului liturgic. La noi, în cultul liturgic ortodox, îl avem pe marele tipiconar, sau dacă vreți, cel mai mare părinte al tipicului, Sava cel Sfințit, de la anul 600, care are moaștele în pustia Sinaiului, care am fost împreună, știți, când mergem din Betleem, de la biserica Sfântului Teodosie, se merge prin pustie mai înainte, până ajungem la lavra Sfântului Sava, unde s-a nevoit și marele Ioan Damaschin, în pustiu adânc al Ierusalimului, pe părâul Cherit, acolo, mergând până Africa, dacă vrei, pe acel canion, pe acea adâncitură. De ce v-am amintit lucrul ăsta? Și aici vorbim de un anumit tipic. O mărturisire a păcatelor, o iertare a păcatelor, o spălare a păcatelor și nu oriunde în râul Iordan. Un râu cu apă dulce care străbate pustiul Iordanului și nu întâmplător aleasă apa ca element de pocăință prin faptul că ea conține puterea vieții, modul de a nu putea fi
cumpărată credința, adică să fii nevoit să nu te poți boteza, că trebuie să dai bani pe apă, ci apa este elementul cel mai simplu și vital, dar are și circuitul cel mai mare, arătând și cele trei stări sufletești. Poți fi grosolan sau material, omul pământesc, trupesc, care îl speli cu apă, poți fi în starea lichidă, adică poți să fii mai puțin poluat de păcat și să fii mai transparent, pentru că prin apă vezi, dacă e să o luăm așa, și poți să fii și vaporos, adică poți să pătrunzi în lumea Duhului, pentru că omul este și duhovnicesc. De aceea apa se aseamănă cu cele trei stări ale omului, starea naturală, starea contemplativă și starea duhovnicească sau mistică. Apa ca gheață și ca lichid stă jos, ca abur și ca materie dispersată în văzduh se duce în sus. Și omul duhovnicesc pleacă de tot în sus și nu se mai întoarce în jos, ci merge în lumea lui Dumnezeu.